Inspectoratul pentru situații de urgență anunță că în perioada 18-30 iulie va avea loc o nouă rundă de testări ale sistemului RoAlert. Exercițiul are scopul de a examina funcționarea sistemului prin transmiterea unor mesaje test către telefoanele mobile aflate în raza antenelor din anumite zone. Telefoanele mobile care se vor afla în zonele selectate vor recepționa următorul mesaj: test. Acesta este un mesaj pentru testarea sistemului RoAlert. Nu se impune aplicarea măsurilor de autoprotecție. Modurile de afișare și sunetele de avertizare sunt diferite în funcție de modelele telefoanelor mobile. Joi, în prima zi de testare, în intervalul orar 10-12, vor fi transmise mesaje către locuitorii municipiului Rădăuți. Vineri vor primi mesaje test alertă locuitorii din Dolhasca, Liteni și Fântânele. Luni, 22 iulie, mesajele test vor fi transmise către posesorii de telefoane mobile din Todirești, Bălăceana, Ilișești, Ciprian Porumbescu, Drăgoiești, Horodniceni, Cornulunci, Mălin, Slatina, Valea Moldovei, Capul Câmpului, Berchișești, Păltinoasa, Pârteștii de Jos, Comănești, Gura Humorului, Frasin, Cacica, Mănăstirea Humorului și Vama. Marți, 23 iulie, vor fi transmise mesaje test în localitățile Dornești, Rădăuți, Frătăuții Vechi, Zvorâștea, Zamostea, Șerbăuți, Bălăceana, Todirești, Comănești, Arbore, Solca și Marginea. Miercuri, 24 iulie, vor fi transmise mesaje în localități de la granița cu Ucraina și în localitățile de la granița cu alte județe. Joi, 25 iulie, vineri 26 iulie și marți 30 iulie vor fi transmise mesaje către toți posesorii de telefoane mobile aflați în județul Suceava. Informații referitoare la compatibilitatea telefoanelor mobile cu sistemul RoAlert sunt disponibile pe portalul www.ro-alert.ro. Sistemul RoAlert este folosit în situații de urgență majoră în care viața și sănătatea cetățenilor sunt expuse unui pericol iminent. Astfel de situații pot fi calamități naturale, fenomene meteo extreme, inundații de mari proporții sau dezastre de origine umană. Accesați site-ul roalert.ro pentru a afla mai multe detalii despre sistem și despre instrucțiunile de configurare a telefonului în funcție de model și operator. Pentru avertizări meteo, alerte din trafic sau alte tipuri de avertizări care nu fac obiectul RoAlert, descărcați gratuit aplicația de mobil DSU, o campanie a Departamentului pentru Situații de Urgență.